2015. De asemenea, fondurile europene rămân, indiferent câte explicații ar încerca să dea și s-ar încurcă domnul ministru Ghina, rămân la nivelul zero. N-am spus degeaba guvernul zero la momentul respectiv, încurcă plățile intermediare, care de fapt sunt la agricultură, încurcă de asemenea prefinanțările, le-a explicat foarte bine doamna comisar Crețu, sigur că probabil în câteva luni de zile, dacă le va mai avea la dispoziție, se va acomoda cu toate aceste noțiuni și va ajunge la această concluzie că, din păcate, până în momentul de față, în această guvernare, fondurile europene sunt zero pe exercițiu financiar 2014-2020.